Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre lapte UHT, iaurt, care ni se pare poate că are termenul de valabilitate lung. Vreau să desfințesc câteva mituri alături de doamna doctor Gabriela Mann, medic nutriționist. Bine ai revenit, Gabi! Bine v-am regăsit! Mă bucur că sunt alături de tine în emisiune. Și eu mă bucur, Gabi, și știu că putem primi informații și sfaturi utile. De ce am ales acest subiect? Vreau să fiu sinceră cu tine și cu ascultătorii noștri. Fiind în magazin și cumpărând lapte UHT, o doamnă mi-a spus: vai, dumneavoastră care faceți emisiuni de sănătate, dați copiilor lapte UHT? Și m-am uitat așa ciudat la doamna respectivă și am încercat să explic, din ce știam eu, cum că laptele, chiar dacă este UHT, își păstrează din proprietăți, distrugem anumite lucruri de care nu avem nevoie și te las pe tine ca medic să povestești. Iată, în funcție de tehnologia folosită, este sănătos sau nu laptele UHT? Te întreb pe tine direct, ca medic nutriționist. Da, este sănătos. Lucrurile, de fapt, sunt foarte simple. Știu că sună așa super modern și tehnologic, și super tehnologic UHT, dar ce înseamnă? Adică laptele, înseamnă să spunem, ultra-pasteurizare. La cutie, da? Da, sunt la cutii speciale. Cutii speciale. În primul rând, apropo de lucrul acesta, trebuie subliniat, acea cutie contribuie la menținerea calităților nutritive ale laptelui, pentru că împiedică pătrunderea razelor de lumină și nu este expus nici oxigenului, nici radiațiilor. Ce obținem noi prin ultrapasteurizare? În primul rând, ce înseamnă pasteurizarea? Supunerea alimentului respectiv la o temperatură ridicată, 135-140 de grade, asta se întâmplă cu acel lapte, o perioadă de timp extrem de scurtă, de la 2 până la maxim 4 secunde. Care este? Pentru că, de fapt, sunt mai multe variante. O pasteurizare mai un timp mai îndelungat, la temperatură mai mică. Aceasta, UHT, este extrem de performantă și are avantajele incontestabile față de celelalte tehnologii. Păstrează calitățile nutritive, vitaminele, mineralele ale laptelui și înlătură toți germenii dăunători și un mare avantaj și sporii acestora. Pentru că, de exemplu, pasteurizarea, adică supunerea la o temperatură sub 100, un 90, o perioadă de timp mai lungă, câteva minute, nu rezolva problema sporilor. UHT înlătură tot ce este nociv. Singurele, e adevărat, că există nutrienți care sunt distruși, o singură categorie, enzimele. Dar noi, oricum, avem o mulțime de alte alimente din care să ne luăm enzimele necesare sănătății. Da, avem legume proaspete, avem fructe proaspete, deci variante multiple. Așa că consumați cu încredere laptele UHT. Bun, pentru că laptele rămâne de calitate și Simona, noi două îl iubim amândouă pe profesorul Mencinicovski. Da. Știi că pentru mine este, e maestru meu, cum aș spune, idealul meu de nutriționist și îl consider cel mai bun nutriționist din țară și singurul de renume mondial. Spune exact aceleași lucruri. Este un laptele UHT, este sănătos, e adevărat că păstrează și o aromă și un gust specifice laptelui. De aceea spunem de multe ori, are un gust ciudat. Nu, acela este gustul laptelui. Atenție însă după desfacere. A, bine, asta bine. Că trebuie să-l păstrezi în frigider după desfacere, de timp, până la exact, desfacere, da, nu contează. Bun, legat de povestea aceasta, mulți spun, dar nu există un produs sănătos cu un termen de valabilitate așa de lung. Și asta, și vreau să extind discuția și la iaurturi, pentru că la fel aceeași problemă o am. Hai să explicăm, contează tehnologia folosită, contează ingredientele folosite. Normal. Și să vezi ce scrie acolo la ingrediente. Deci nu înseamnă că dacă are un termen de valabilitate mai mare, asta înseamnă că au adăugat conservanți, coloranți, tot felul de... Evident, dacă ar fi adăugat, lucruri, trebuie să-i regăsim în etichetă. Te obligă legislația, una la mână. Doi la mână, tehnologia aceasta, cum vorbeam pentru lapte, la UHT. La fel la iaurt. Îi asigură până la 6 luni termen de valabilitate, în condițiile în care acel ambalaj nu rămâne ermetic, nu este deschis. E și logic. Condițiile de transport, depozitare sunt respectate. Dar hai să dau un exemplu concret mămicilor. Un fel de, nu este UHT, dar tot pasteurizare. O practică au bunicile noastre la țară. Când făceau zacusca sau când făceau diverse tocănițe pe iarnă fiertă.
fierte. După aceea, le puneau în borcane, înfiletau bine și le puneau la fiert cu borcanul închis în bain-marin sau în cuptor în prezent și ținea un an, chiar și 2 ani, ținea acea conservă. Și să știți că acele conserve nu își păstrează atât de bine nutrienții, vitaminele și minerale, pentru că noi le expunem tip îndelungat la fierbere, da? Știți că le țineam, cred că în bain-marin, din câte știu, bunica își făcea cam la 30 de minute, da? Oricum, e mult. Pe când UHT-ul, rapid, în 2-4 secunde, supune acelei temperaturi ridicate, distruge germenii, sporii și rămân nutrienții, cu excepția enzimelor, pe care spuneam, completez, ni le luăm din altă parte. Observația ta este foarte bună. Nu vă temeți de produsele cu termen de valabilitate mare, atâta vreme cât tehnica de ridicarea valabilității este sănătoasă, iar UHT-ul este o tehnică... Repet, să fie de calitate. Și ingredientele de calitate. Pâine cu termen mare de valabilitate. Este până la urmă același procedeu, să știți. Este supusă la temperaturi extrem de ridicate. Dacă scrie pe etichetă fără euri, fără conservanți, clar este clar că este tehnologie nouă de conservare. E bine că am spulberat și am lămurit așa din mituri. Să știi că am mai avut discuțiile acestea și am zis bine ar fi să reluăm și iată într-o emisiune aici la Itzibiți. Zic eu că sunt sfaturi utile, informații prețioase pentru părinții care vor să-și crească copiii sănătos. Exact, copiii sănătos. Și o să te provoc la o altă emisiune data viitoare să discutăm despre cum îi putem face pe copii, iată, să mănânce sănătos. Da. Accepți provocarea? Accept provocarea, cu drag. Da, te aștept să revii și astăzi îți mulțumesc pentru sfaturi. Alături de noi a fost doamna dr. Gabi Man, medic nutriționist. Eu sunt Simona Dragomir și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi aici la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe de povestit și de învățat împreună.